Bună ziua și bine v-am găsit la proful online pe exerciții de matematică. Așa, dar și bine ne vedem. Încercăm să facem ca de fiecare dată lecție frumoasă. Prietenilor noștri să le spunem să scoalească atenția și așa cum se întâmplă deseori când dau din întâmplare peste noi, nu se mai pot să îndrăgostesc de lecția noastră și nu mai pot să... Nu mai pășesc și nu mai stau pe gânduri, dau like, share, fac toate lucrurile acelea pe care le-am promisit și noi, da? Ce le spune fiecare dată. Bun. Să se determine el, să se determine el natural, așa încât fracția 7 supra 3 n plus 1 să fie număr natural. Deci cine este n-ul? Așa încât fracția 7 supra 3 n plus 1 să devină număr natural. Întrebarea este simplu, ce n să punem acolo? Nu? Ce n să punem? Încât după ce îl înlocuim și calculăm, se întâmplă ca să rezultatul să fie număr natural. Nu poate fi 2. 2. Cum te-ai gândit de 2? 3 ori 2 e 6. Da. Și cu 1, 7. Și 7 învăță la 7, face 1. Deci îmi găsește un n. Pentru n egal cu 2, fracția f, asta, fracția asta, devine 7 supra 3 ori 2 plus 1 face 7 supra 7 care face 1 și acesta e numărul natural. Ai avut parte, te-ai gândit, nu știu cum ai gândit tu de legele rând, a patrua, dar important este că numărul acesta egal cu 2 este o valoare corectă. Deci un clip nu am găsit. Ne mulțumim, are așa și spunem că gata, vom te ieși ți-o. Da, ideea e că nu poate să fie mai mare decât 3. De ce nu poate fi mai mare decât 2? 3 e 9. Dacă ar fi 3 ori 3 e 9 și 1 e 10. Și nu mai dă numărul natural. Și nu mai dă numărul natural. 7 pe 10, ce fel de fracție devine? 7 pe 10. Ce fel de fracție este? E fracție 10 în 1. Da. 7 împărțit la 10. 7 împărțit la 10. 7 împărțit la 10 și să se îndeie cu virgulă. O să fie 0,7. Deci este un număr mai mic decât 1. Da. E fracție, cum se cheamă astea care sunt mai mici decât 1? Se cheamă într-un fel. Fracție subunitare. Deci pentru n. Eu observă că pentru n. Pentru, hai să spun și noi, pentru n mai mare egal decât 3. Da? Deci când nu e mai mare egal decât 3. Atunci, 7 supra 3 n plus 1 este mai mică decât 1. Fracția asta e mai mică decât 1, ca valoare. Că ai spus tu că dacă îi puni 3, 3, 3, 9 și 1, 10, 7 pe 10 e mai mică decât 1, când 4. 7 supra 4, 3, 12. Deci, clar că e mai mică, are vreodată șanse să devină un număr natural? Nu. Deci, ca să fie... Deci, pentru ca 7 supra 3 plus 1 să fie număr natural, aici de sub, trebuie să fie divizorul lui 7. Asta era ideea foarte tare. Că aici ați combinat ideile. Tu ai observat o valoare, el observă că pentru 3 mai mare, pentru nu mai mare ca 3 nu merge treaba. Da? Așa este. Însă, trebuie să mărturisesc că nu era ecuizată problema. Trebuia să analizezi pentru noi, mergând pe linia ta, pentru noi egal cu 0 și noi egal cu urma, aveam de analizat. Da. Și problema se termină, că am zis că pentru noi mai mare decât 3, de la 3 încolo niciun nu mai este. Mai avem lucru, că nu egal cu 1 poate să fie pentru că 7 este mai pe el. Și ai vrea 3 plus 4 și 4 nu devine 7. Deci, acum lucrurile sunt combinate. Tu mergi pe partea cu divizorii, el spune, mi-a mers 2, am arătat că la 3 bun, nu-i bun, mi-a mai rămas ce să testez, pe 0 și pe 1. Nu? Deci, pentru el, deci mai trebuie testat, spune, mai
Încercăm. Pentru cine? Pentru n egal 0 și poate mai este n egal cu 1. Pentru n egal cu 0 ce devine fracția? Fracția devine 7 supra cât? 3 ori... 7 supra 4. 3 ori 0. 3 ori 0, 0. A, plus 1, 1. 7 supra 1. 7 pe 1 care face 7 și ăsta e număr natural. Da? Pentru n egal cu 0. Pentru n egal cu 1 ce devine fracția? Pentru n egal cu 1 fracția devine... Fracția devine 7 pe 4. 7 pe 4 care nu mai este natural. Nu mai este natural. 7 supra 4 e o fracție. Concluzia. Care sunt valoarele rânde pe care le... 1 și 2. Deci, în concluzie, la întrebarea să se determine el natural încât să se... 0 și 2. Uite, nu e egal cu 2 și nu e egal cu 0, nu vom ferici. Da? Deci, cu răspunsul corect este n apă răspuns la problemă, n aparține mulțimii valorilor 0 și 2. La două valori. Da? 0 și 2. Ele două ne mulțumesc, da? Ne facem să zâmbim, să fim bucuroși că am găsit. Repet încă o dată. Cum ai digit tu pe n egal cu 2? Hai să vedem cum ai digit. Ai te uitat acolo, 7, din ce? Nu, m-am gândit într-un fel. Mi-am pus pe 3n plus 1 egal cu 7. Și am scăzut un 1 și mi-a dat că 3n egal cu 6. Am împărțit dintr-un 3 și mi-a dat 8. 3 ori cât fac 6? 3 ori, da. 3 ori cât fac 6, 3 ori 2. Și mie nu egal cu 2 de acolo. Și ai ghicit pe... ai pus mâna pe un n. El sare repede și că pentru nume mare ca 3 nume, nu merge să ne mai interesează. Că altfel să știi că aveam de testat, evident, 3, 4, 5, 6, 7. Problema n-ar fi... N-ar fi putut să fie oprit așa. Ai găsit un mânt și gata, ești fericit. Da. Că trebuia găsit din toate mulțimea numele naturale. Cum e infinitate, o infinitate de valori să testăm, n-ar fi fost la îndemână. Deci, de aceea el observă o chestie. Este momentul foarte tare de ieșit. El observă că dacă nu e de la 3 încolo, fracția devine mai mică ca 1. Fracția subunitară și fracția subunitară e 0, virgulă. Nu va mai fi niciodată număr natural. 0,80. Și atunci m-a rămas ce valori de testat? 0 și 1. Și pentru 0 e bine, și pentru 1 nu e bine, și atunci rămân doar cele două valori, 0 și 2. Dar uite, e mai deșteaptă a avut el. Tot a vrut să se înfingă, să ies în față cu ideea aceea. Și anume, 7 supra 3 plus 1 este număr natural. 7 și 4 trebuie să nu mai natural. Dacă și numai dacă, ăsta de jos e divizorul al 7. Adică trebuie să parte exact. Cât 7 împărțit la cine să facă? La 1 și la 7. La 1 și la 7. Deci neapărat 3n plus 1 trebuie să-l aparține mulțimii divizorilor lui 7. Deci, da? În fel, 3n plus 1 egal cu 7? Exact. Divizorul 7, care sunt divizorul 7? 1 și 7. Da? Deci chiar numai el, așa sunt, improprii sunt. 1 și 7. Și atunci o luăm și zicem odată 3n plus 1. Cazul 1, da? Cazul 1. Primul divizor. 3n plus 1 egal cu 1. Și de aici ce rezultă? 1, scădem pe 1 din argument, da. Și vine 3n egal cu 0. 3n egal cu 0. Adică nu e egal cu cine? 3 ori trebuie să facă 0. Nu e egal cu 0. Prima valoare. Excelent. Cazul 2. Cazul 2. 3n plus 1 se fac egal cu celălalt divizor. Cu 7. Și atunci înseamnă că 3n e egal cu, scădem 1, 7 minus 1 te face 6. Și adică, iată că el e egal cu 2. Ce a spus, cum a spus el? Cum s-a spus, da. Dar, vezi, pe varianta ta, pe varianta ta, a fost nevoie de contribuția lui ca să spună pentru mine mai mare ca 3. N-are rost să încercăm. Iar pe varianta asta ne ducem direct pe el. Pentru că fracția devine număr natural când jos este divizorul acelui de sus.
Dar asta este miezul problemei. Așa facem asta de ești. Deci asta de jos, divizorul acelui de sus. Ia să mai vedem, vă dau un alt. Vreau să se determine, să se determine iarna. Natural. Așa încât fracția F egal cu, să spunem, 14 supra 5N plus 3 să fie număr natural. Deci ce el se pune la aici? Încât 14 supra 5N plus 3 să fie număr natural. Păi aș putea spun că N, căci partea de jos va fi mai mare decât 14, nu va mai fi bun. Adică N, numărul de jos se poate duce până în 14. Deci numărul de jos se poate duce cel mult până în 14. Da. Că dacă e mai mult decât 14, ce se întâmplă atunci? Devine... Dacă e mai mult decât 14... Devine numărul de frații decimale. Da? Deci vine un număr... Și o să începe. Tot N trebuie să fie mai mic decât... Deci tot 5 N plus 3 trebuie să fie, cum ai spus tu, nu trebuie să fie mai mare decât 14, nu? Da. Să fie... Adică N trebuie să fie maxim 2. De ce 2? De 10 plus 3 trebuie să fie 10. Ca să nu depășească pe 14. Ca să nu depășească pe 14. Da. O, încă observați. Dar la fel, faptul că am 14 sus, ce trebuie să fie? 5 N plus 3 trebuie să fie divizor de alii 14. Asta nu vreau mai. Deci, dacă și mai suntem, asta dacă și mai dacă, 5 N plus 3 este unul din divizorii pe 14. Da? Se află printre divizorii pe 14. Care sunt divizorii pe 14? 1, 14, 1, 2, 14, 2, 1, 2, 7, 14. 7 și 14. Da? 1, 2, 7 și 14. Și mergem pe rând. Cazul întâi. Caz întâi. Adică ce caz? Pentru cine luăm? 5 N plus 3 să facă primul divizor. 1. 5 N plus 3 să fie primul divizor de aici, da? 5 N plus 3. Da. 5 N plus 3 să facă 1. 5 N. Scădem un gât peste tot. Nu știu, nu se poate. Ne-a dat minus 2. Nu se poate, din, dacă plus 3 se facă 1, imposibil aici. Imposibil. Cazul 2. 5 N plus 3 se facă cine acum? Să s-o facă ăsta 14. 14. Adică? De aici rezultă. Scădem un 3. Da? Scădem un 3 de aici. Și da, fi echivalent cu 5 N plus 3. 5 N plus 3. Egal cu? Egal cu 11. 11. 5 N plus 3. Nu mai este plus 3. 5 N egal cu 11. 5 N egal cu 11. Adică 5 ori un număr natural se fac 11. 5 ori se fac 11. Aici. Imposibil. Imposibil. Nu este natural de să-l găplească. Cazul următor. Cazul 3. 5 N plus 3 face, cât să zicem acum? 2. Da? Da. Și... Vine 5. Imposibil? 5 N plus 3 facă 2? Imposibil. Și cazul 4. Dacă nu este imposibilitate. 5 N plus 3 se facă... Se facă 7. 7. 3. Scădem un 3. Și 5 M să fie egal cu? 5 M să fie egal cu 4. 4. 5 ori cât să facă 4? E imposibil. Imposibil. La momentul ăsta ce concluzii tragem? Analizând toate posibilitățile, n-am găsit. Deci n-am găsit niciun ea. Ca să fie mai natural. Deci, în final, rezultă de aici că nu aparține posibilității. Deci nu există niciun element natural pentru care să se întâmple chestia asta. Înseamnă că orice n-am locuit noi, totdeauna, totdeauna rămâne fracții. Nu dispare, nu e număr național. Da? Rămâne un număr național. Corect. Corect. Să mergem la un alt moment. Ce părere aveți dacă vă dau următorul exercițiu?
Deci nu o să vă spală, da? Oameni. Uite, următorul ei se sună așa. Să se determine în natural. Deci să se determine în natural. Astfel încât fracția. Deci în natural. Să se determine. Să se determine. E natural. Așa încât fracția următoare, fracția următoare pe care o dau acum, n plus 7 supra n plus 5, să fie număr natural. A, mulțumită. Prima de sus o să scrie ca de ori A. De fapt, nu. N cu N se taie. Se poate simplifica acolo. Scriem pe prima N plus 5, tot pe plus 2. Cu care este tot plus 2. Tu ai să ce operație dacă am fost mai simplu să puteți simplifica așa? Înmulțire. Nu avem voie să facem așa ceva. N-am mai vorbit? Deci nu se poate tăia. El visează la următorul cât dacă ar fi fost aici 5, N plus 5 supra N plus 5, cât face? Face 1. Și atunci el rupe pe 7, ca fiind 5 plus 2. Da? Și atunci fracția asta ne rezultă că fracția asta, care a fost dată N plus 7 supra N plus 5, este scrisă rapide ca fiind egală cu cine? Cum mai poate fi scrisă fracția asta? El a spus mai devreme, să văd dacă te-ai prins. Hai. N plus 5 plus 2. Da. N plus 5 plus 2. Supra N plus 5. Ce credeți că vom face acum, fiindcă am reușit? N plus 5 supra N plus 5. Sigur că da. Parcă ar fi fost două fracții care au numitorul comun N plus 5. Prima fracție N plus 5. A doua fracție tot N plus 5. Dar prima are pe primul, pe ăsta, N plus 5. Numărătorul N plus 5. Și pe a doua are pe 2. Și plus între ele. E cu se pare. N plus 5 plus 5. O să secundă. Uitați, nu bine cum e făcut aici? Că dacă mă întorc înapoi, când au același numitor, scrie numitorul comun, adunare, și adună numărătorii. Adică, cum faceți voi? 7 supra 3, plus 5 supra 3. Cât spuneți? 7 plus 5 supra 3. Face 7 plus 5, totul supra 3. Dar e invers acum. Având 7 plus 5 supra 3, nu zici 7 pe 3 plus 5 pe 3. Deci având așa scris, nu-s două fracții cu numitorul N plus 5? Corect. Și acum N plus 5 supra N plus 5 cât face aici? N plus 5 supra N plus 5 face 1. Da? Da. N plus 5 supra N plus 5 egal cu 1. Deci vine 1 plus 2 supra N plus 5. Problema e că... Deci 2, 1 plus 2 supra N plus 5. Adică ar trebui să scoatem... De ăsta e număr natural. Da, e natural 1. Și acum, fracția de la început devine număr natural dacă asta va fi număr natural. Păi, era trebuie să fie 15. Deci N plus 7 supra N plus 5 este număr natural. Dacă și numai dacă, 2 supra N plus 5 este număr natural. Și cine este în cazul de față? Dacă N ar fi 0, atunci N plus 5 ar fi 5. Și tot ar fi mai mare decât 2, așa că nu poate fi mai natural. Deci niciodată nu va fi. Eu observ rapid că nu se poate, dar în mod... dacă n-ați fi observat asta, ce ați fi trebuit să gândiți aici? Deci, dacă n-ați fi divizorul. Divizorul e 2. Deci, dacă și numai dacă, N plus 5 aparține divizorilor lui 2. Și care sunt divizorii lui 2? 1 și 2. 1 și 2. Și am fi luat pe rând. Și am fost să fie cu niciun. Da. Și am fi luat pe rând pe cine? Pe N egal cu 1. N plus 5 egal cu 1, apoi N plus 5 egal cu 2
Și în final vedem că nu avem nicio soluție, da? Nicio soluție. M-am încălzit la întrebat că te încălzești. Așa că vă spune clar că nu există nenatural pentru care se întâmple chestia asta. Da? Nu există nenatural pentru care se întâmple peste aceea. În momentul de față, vă spun și la exercițiul ăsta. Dar dacă aș fi dat așa, să se determine el natural, așa încât fracția următoare, 3 fracția F egal cu 3N plus 29 supra N minus 5 să fie număr natural. Deci 3N plus 29 supra N minus 5 să fie număr natural. La ce e nepotul? Cum facem acest exercițiu? Deci să găsească n, așa că fracția 3n plus 29 supra n minus 5 să fie număr natural. Trebuie să scriem cumva în numărător care e minus 5. Deci la numărător să apară n minus 5. Neapărat trebuie să fie așa. Ca să poți să distribui. Visez că aici. Că aici să se întâmple. Am avut prin 7, mi-a fost ușor 5 plus 2. Dar aici. Aici. Cum putea face? Spuneți plus. Hai să pun plus pentru început. Păi atunci e mai ușor. Așa. Pe 20 scriu ca... Pe 29 scriu ca 25 plus 4. 25 plus 4. 24 plus 5. 24 plus 5. Poftim. E. Dar de ce, de ce te-ai gândit la? 25. De ce te-ai gândit la 25? Păi nu am 25 cu 25, dar 5 cu 50. Și mai am 5 cu 50. Dar de ce 5 cu 50? Unde? Nu știu. Da, stai, stai, secundă, nu facem așa. Una întâmplare. Și noi trebuie să facem un raționament corect. Deci, tu trebuie să faci sus un n plus 5. Da. Dar tu ai 3 n. Visez. Dacă aș avea 3 pe lângă n plus 5. Adică să fie 3 pe lângă n plus 5. Cât face 3 pe lângă n plus 5? 3 pe lângă n plus 5. 3 n plus 15. Deci ai nevoie de 15. Deci 15 trebuie să fie ție clar. De el ai nevoie. Și atunci pe 29 ar scrie ca fiind 15. Plus 19. Plus 14. 15 plus 14. Deci vezi? Deci fracția F, o iei și o bigălești. Și o scrie ca 3 plus 15. Că ai tu nevoie. Visezi la momentul când scoți pe 3 un factor comun. 3 de legătă plus 5. Și ți-a rămas plus 14 la 29. Totul supra n plus 5. Dar și cu 24 merge, dacă nu dezvine. Yes, brother. Că era 38. 24 mergea. 24, dar venea cu n plus 5. Da, stai. Nu se leagă de aici? Da. Deci, da? Merge prin 3, da, nu? Nu se leagă cu numitorul. Așa. Și e mai departe cu. Și acum distribuim pe n plus 5 la prima. Și până la 14. Deci vine 3 n plus 15. Totul supra n plus 5. E bine? Da, și după aceea scrie... Plus, mai departe, 14 supra n plus 5. Și e doar mai departe. Aici ce pot face? Doar asta a fost toată construcția mea. Scot pe 3. Scot pe 3. Factor. 3 pe lângă. 3 pe lângă. N plus 5. Supra, vorbește. Supra N plus 5. Da. Și plus? Plus 14. Supra? N plus 5. N plus 5. Și acum, observăm că N plus 5 cu N plus 5 se simplifică. Da. Și fie... Egal cu 3 plus 14. Supra N plus? Supra N plus 5. 5. Iată că fracția e de la ce? E. Care era 3n plus 29 supra n plus 5 este scrisă, este aranjată de noi acum
în varianta care 3 plus 14 supra n plus 5. 3 plus 14 supra n plus 5. Adică mi-ar trebui să e, nu ar trebui să îmi dea un, un 9. Nu, n plus 5 trebuie să fie un divizor al lui? Al lui 14. Deci, zici și noi. Fracția asta egală cu 3 n plus 29 supra n plus 5 este număr natural. Dacă și numai dacă e egal la sata, 3 este număr natural. Cine să fie? Ăsta l-a pus fie număr natural. 3 și cu număr natural, fac număr natural. Dar și mai dacă 14 supra n plus 5 este număr natural. Da. Și acum? Ce ar trebui să-mi dea acolo e 9 ne-ar trebui. Păi nu numai 9, nu mă interesează să-mi dea valoarea. Vreau în relaționamentul să rețin, nu valoarea să-mi dea care a spus. Că nu te duci, te duci pe culoarul pe care lucrează Mario, răspunsul. Nu, raționăm, cum gândim. Deci, atent, asta vreau să rețin, tu, Davide. Că fracția asta, care e scrisă 3 plus altceva, egală cu altceva, este doar aceeași fracție și cum o vreau să fie, după locuirea lui, să fie număr natural, ea este 3 plus altă fracție. Afirmă asta număr natural, înseamnă asta la a fi număr natural. Că 3-ul este număr natural și plus altceva. Și atunci am dat greutatea. În loc să spun 3 n plus 29 supra n plus 5 număr natural, spun că 14 supra n plus 5 număr natural. Adică acum ne apucăm să căutăm. Sigur că da, asta dacă și mai dacă... Divizorii lui 14. Dacă n plus 5 aparține mulțimii divizorilor lui 14. Divizorilor lui 14, care sunt? Care sunt? 1, 14, 2 și 7. Și operăm. Cazul 3. Nu, dar nu deodată vreau. Vreau să vă gândim. Vreau să vă dacă mai știu ceva. Nu, divizorul 14 nu mă atâta. Nu, am gândit la ceva. Dar am și chestii să zic. Sunt, din păcate, dar două variante. Pentru că divizorul trebuie să fie mai mare decât 5. Da, dar nu e analiză viitor și pentru un imposibil. Adică vă zice, cazul 1, n plus 5 să fie egal cu 1. E imposibil. Este imposibil. N plus 5 e egal cu cine? Cu 14. Ceea ce vă duce spre cele. Nu e egal cu 14 minus 5. Nu e egal cu 9. Nu e egal cu 9, vă spuneai câteodată. Deci eu am dat peste el. Dar nu mă interesa asta, ci mă interesează raționamentul pe care l-a elaborat. Că n plus 5 e egal cu ce variantă? 7. N plus 5 e egal cu 7. Sau 2. Adică de aici n egal cu 2. 2. Bun. Și asta. N plus 5 e egal cu 2. Și imposibil. Deci care sunt valorile? 9 și 2. Deci răspunsul corect, n aparține mulțimii valorilor 9 și 2. La întrebarea, care este numărul n natural de care dacă îl locuim aici, obțin după aici? Să vedem, hai să ne convingem. Hai să locuim pe n egal cu 9 și vine 3 ori 9. 27 plus 29 sunt de aici la 56. Deci pentru n egal cu 9, facem concret. Pentru n egal cu 9, fracția devine 3 ori 9, 27 plus 29. 27 plus 29, care îi dau... Supra 9 plus 5. Așa este? Da. Și face 56. 56. Pe 56. Supra 14. Care sunt de eu zic că chiar prin 14 trebuie să da, prin, ar merge prin 3. Nu, prin 4 ar merge. 14 nu merge. Dar poți să simplu prin 14. Prin 14 deodată? Da, cu, și sunt 14 de 4 ori. De 4 ori. Deci a spus că îmi dă 4, care este numai de asura și am terminat. Deci mi-am convins că n egal cu 9 este o valoare deșteaptă. Da. Apoi să vedem pentru n egal cu ce? 7.
Cu doi. Ce fracții obținem? O să fie 6. 6 plus 29. Supra 7. Egal cu 25 supra 7. 35. Și 35 supra 7, care se simplifică prin 7. Și care face 5. Și asta e numărul statutar. Vezi? Iată că am ca corect. La întrebarea, care sunt valorile lui N, care sunt valorile naturale a lui N pentru care se întâmplă asta? Răspunsul corect este N egal cu, cât? N egal cu 9 și cu 2. Și ne-am convins de o treabă deșteaptă. Unde v-a plăcut cel mai mult exercițiul ăsta? Vă rog să punctați. Voi să spuneți, aici mi-a plăcut foarte tare. Ștefan, aștept la tine. Vreau să-ți punctez. Nu, aștept un pic, putem discuți. Mă interesează, spui Ștefan, unde te-a impresionat exercițiul? În ce a constat frumusețea? Deci el a fost așa. Să se determine natural. Așa că după înlocuirea aici, ce rezultă să fie tot numai natural. Unde a fost cheia, momentul cel mai frumos al exercițiului? Vreau neapărat să punctați asta. Hai, nu pune presiune, Pirul, să așteptăm un pic, să așteptăm un pic. Vezi? Nu întâmplător te-am pus. Știi de ce te-am pus? Ia să vă se fac. Fiindcă am sesizat, că mai mult ai copiat de pe tabla. Și mai vreau să trăiești exercițiul, oricât m-am străduit eu, nu te-am putut câștiga lângă mine. Ai fost pasiv. Da, acolo unde am scris pe 29 ca 15 plus 14 și am reușit să ne facem un culoar ca să nu facă comun. Asta e. Deci motivul pentru care l-am rupt pe 29 în 15 și 14 este pentru a scoate pe trei în factor comun și în final, la etapa următoare, să, după distribuirea numitorului, să simplificăm. Și am redus problema la doi pași sunt foarte importanți. Aceea de a fi reușit chestia asta și pasul următor, am redus problema în fracția aceea la alta cunoscută. 14. Și când avem un număr sus, suntem fericiți. De ce? Pentru că nu dăm divizorului. Deci, vezi, am redus problema la una cunoscută. Da, una cunoscută. Da, aici spuneau, mă, dacă aș avea un număr sus, aș fi știut. Nu, aici cum să mă descurc. Dar n-am avut. Și atunci, am avut nevoie să scriu dintre ele, am zis 15 mi-ar trebui ca să scot pe 3, 4, 5, plus 5, examinitorul. Aici am visat. De fapt, asta simplificarea. Da? Deci, vedeți, vreau să punctăm și să reținem neliniștitul câte ceva. Că dacă nu, e păcat, venim aici, ne transformăm în elevii de la clasă care stau acolo pasivi, nu-i bine. Nu crezi că acestea a fost momentul important? Te rog, da? Deci acestea a fost momentul. Și ca, într-adevăr, să mă convingeți că ați făcut-o, ați înțeles. Iată, vă propun eu, dacă eu scapă, n-am făcut de bine. Așa. Acum tu ștergem urmă pe așa. Îți spun ce în echipă. Eu ajut să formulăm raționamente corecte, voi m-am dat să ștergem tabla, ca prietenii noștri care stau acasă să vadă foarte bine. Așa. Deci să se termine natural, așa încât fracția următoare, vă dau altă fracție, fracția 3n plus 75 supra n minus 2 să fie număr natural. Aș vrea o observație. Nu are voie să fie cât? 2. De ce?
ce n-are voie să fie meritat. Ca ar fi spazia și demitonă. Și împărțirea nu se poate face la zero. Deci, corect, cum este problema formată? Natural sau le mai puțin mulțimea formată din elementul 2? Așa e corect să formezi. Deci, nu, eu n-am spus-o, toate numerele naturale trebuie să spun, mai puțin 2, că nu e posibil. Dacă nu e 2, 2 minus 2 face 0 și da, puțin. Da, puteți nici să nu scrieți. Eu nu scriu, eu n-am scris, de-aia n-am scris, dar voi trebuia să săriți la mine. Și zic, dom'le, nu am voie, cu nu e egal cu 2, nu cere așa ceva. Orice nu, mă scrie sau altă, dar face 2. Deci totdeauna când vedem o fracție, de tip asta, când vedem o fracție, imediat să rim pe ea, spun, numitorul n-are voie să fie zero. Dar nici numai atunci, că dacă facem, de exemplu, 0 împărțit la urmă, nu prea. Păi cum are? 0 împărțit la orice, vor face 0. Da, dar... Cum? Dacă n-ai nimic și împarți, dacă îți vrei, tu tot nimic îi dai. De 0 împărțit la ceva. De 0 mergi și vrei de la 30 copii. Nu e de nimic. Da? Bun. Hai să ne întoarcem exercițiul. Să... Sus. Dacă aș putea să am sus ce? 3 n... Plus... Plus sau... 3 pe lângă e minus 2. El visează la 3 pe lângă e minus 2. Și ar fi 3 e minus 6. De ce? Că dacă sunt tot pe 3. Deci îți trebuie minus 6 ție. Ți îți trebuie minus 6. Adică o să scriu 3 minus 6 plus 75 minus 6. 75 plus 6. Că tu aduci și scazi un 6. Da, aduci și scazi. Da? 75 plus... Deci ia să scriem și noi. Deci zicem fracția f egal cu 3n plus 7, minus 6, și tocmai acolo, minus 6, plus 6, plus 6 minus 6, plus 81 deodată, da. Foarte bine, plus 81, totul supra n minus 2, egală mai departe. Acum putem să le împărțim în două, da. Adică două fracții, da. Da. Și va fi 3n minus 6 supra n minus 2, plus 81 supra n minus 2. Prima relație îl vom scoate pe 3 în factori comuni. Da, de unde rezultă? 3 pe lângă n minus 2 supra n minus 2 plus 82 supra 81 supra n minus 2. Așa. N minus 2 se taie cu n minus 2. Se simplifică. De unde va rezulta? 3 egal, nu, egal, continuare. Egal cu 3 plus 81 supra n minus 2. Deci hai să ne întoarcem. Deci fracția de la început. Fracția f egal cu 3n, 3n minus, plus 75 supra n minus 2. Aceea care a fost dată pentru început, da? 3n plus 75 supra n minus 2. Se scrie egală cu 3 plus, ea este aceeași la început, 3 plus, vine fracție 81 supra n minus 2. Și acum, asta a spune că asta aparține lui el. E de parcă aș cere ca asta la altă. Da? Deci spune 3n plus 75 supra n minus 2 aparține numerelor naturale, dacă și numai dacă 81 supra n minus 2 e număr natural. Da, da. Da? Și acum trebuie să ne gândim că n poate să fie... n minus 2. N minus 2. N. A. Să fie divizorul al lui? Să fie divizorul al lui 81. Păi da, acum ce trebuie? Deci, echivalent, poate spune că n minus 2 aparține mulțimii divizorilor din 81. Care sunt? Care sunt toți divizorii de 81? 1, 81. 1 și 81, care sunt divizorii improprii. 1 și 81. Dacă mă gândesc, 81 e primul. Nu merge. Prin 2 nu merge. Prin 3. 3 ori 2, 3 ori cât fac? 3, că oricum am dat sigur. 3 ori 27, da? Și 3 și 27. Știți cum puteți să-mi dați seama că se prinde la 7? Că era 8 plus 1, 9 și 9, 1, astăzi se împarte la 3.
Deci 8 și 1 fac 9 și suma se bate la... Când suma face un număr care se bate la 3 sau la 9, totul se devine la 9, 3 și la 9. Deci pune și pe 9 ori. Și 9 ori 8. Cum 9 ori 8? 9 ori 9. Păi dacă 9 ori 9, n-ai dat pe 9 ori. Da? 9 ori. Deci 1, 81, 3, 2, 7 și 9. Așa sunt. Așa sunt toți divizare. Și o luăm pe rând. Ce? Cazul 1. N minus 2 să fie egal cu 1. Adică N egal cu cine? N egal cu... Nu se poate. Cum? Păi... Adunăm un 2. Apa, da, 3. Din 3 minus 2 face 1. Deci N egal cu 3. Adică 3 merge. N minus 2. Cazul 2. Egal cu 81. De unde N va fi egal cu... 1 va fi egal cu 81 minus 2. 81 plus 2. 83. Da, 83. 83. Apoi, N minus 2 egal cu alt, cu 3. 3. Înseamnă că N egal cu 5. 5, bun și ăsta. N minus 2 egal cu... 27, de unde rezultă că N este egal cu 29. N egal cu 29. Și după aia vine 9. N-2. N-2 egal cu 9, unde rezultă că N este egal cu 11. 11. Deci valorile lui N sunt aceste 4 sau 5 valori, nu? Adică N aparține... Răspuns corect la întrebarea asta, dacă și numai dacă, N aparține mulțimii valorilor găsite de noi 3, 83, 5, 29 și 11. Dacă înlocuiți pe el cu valorile astea, cu 3, cu 83, cu 59, ne dă totdeauna un număr natural. Dacă înlocuim cu orice alt număr în afară de astea... De exemplu, 2. Cu 2. Nici nu avem voie cu 2. Da, cu 4. De exemplu, 4. Ia să vedem. Pentru el egal cu 4. Pentru el egal cu 4. Ce vedem în fracția? Fracția asta devine... Fracția devine... 12 plus 75 supra... Da. 12 plus 75 supra 2. Totul supra 2. 2 cu 12 se simplifică și devine 6. Și se simplifică 2 cu 12. Adică 6 plus 70. Dacă nu intre de oare asta. Păi nu e adunare, măi, tu vezi că e adunare. Cum se simplifică acolo? Dacă ar fost și operație aici, înmulțire. Sau... Atât, înmulțire. Dacă ar fost scădere sau adunare, n-ai voie decât să faci operația în sine. Dar avem fost 75 pe aia. Eventual poți să distribui așa. Dar nici într-un chip să simplificăm așa ceva. Atenție, dar așa ceva se mătrează cu 2. Da. Deci eu, profesorul din mine, când întâlneam lucrare, o seară, o greșeală de asta, nu mă mai uitam nicăieri. Deci, nu mă mai uitam nicăieri, nu mă mai interesam deloc. Și spuneam, încadram pe asta, spuneam, salut, nu mă interesează. Doi. Revedere. Păi, așa ții minte. Deci tu puteai să fii lucrarea corect făcută în rest, dacă este o greșeală de asta, atât eram de supărat încât dădeam doi, sau îndată treceam la tablă, dacă el venea și îl simplifica 2 cu 2, vă încerc, vă luăm două unități, așa ziceam. Două unități, vă luăm. Făceam la catalog, până am 2.